Universitatea Cluj s-a dovedit a fi o nucă prea tare pentru Poli Timișoara. În a doua rundă a play-off-ului elitei, clujencele au învins cu scorul de 1-0, iar Poli nu a mai putut reedita performanța de pe finalul sezonului regular, când a trecut de aceeași echipă cu 2-0. Singurul gol al partidei a fost marcat pe final, în minutul 83, de Țabur. Rezultatul a consemnat al doilea eșec din acest sezon pentru timișorence. Cu siguranță, ținând cont de perioada pe care am avut în ultimele două etape, astăzi am făcut un joc bun din punctul meu de vedere, am fost o echipă, am luptat până la final și cred că e o victorie bine meritată. În ciuda eșecului, Politehnica Femina rămâne pe locul întâi cu 38 de puncte. Următorul meci îl va disputa în cupă pe teren propriu cu Țixereda.